Bine ați venit la etalarea lunii martie pentru RAC și haideți să vedem ce avem pentru RAC. Mai întâi de toate, vă reamintesc că avem două cristale, turcoaz și onyx. Turcoaz este pentru da și onyx pentru nu. Pentru orice întrebare sau dorință la care doriți să vă gândiți până la sfârșitul acestei etalări. Și haideți să mergem mai departe cu energiile pe care le avem pentru RAC. Magicianul, o energie extrem de frumoasă. Regele de monede, pajul de monede, echilibrul, 5 de cupe, asul de spade, asul de cupe, foarte frumos, regina de spade și regele de bâte. Wow, ce frumos e! Și ce avem la bază? 10 de cupe, fericirea familiei. Este foarte frumos. Energia pe care o aveți aici este foarte frumoasă. Chiar aș dori să văd la bază 9 și este exact ceea ce v-ați dorit. Haideți să mergem să vedem despre ce este vorba aici cu magicianul. Magicianul și regele de monede. Posibil să, pentru unii dintre voi, să vă angajați într-o schimbare sau dezvoltarea a unui plan, a unui proiect, ceva la care visați foarte mult să o faceți și aveți și pajul de monede pentru că este un nou loc de muncă sau un nou job sau o planificare. Ceea ce am aici ca 5 de cupe, o dezamăgire mai bine zis și carte centrală, este un fel de încercați pe cât posibil, aș spune, să aprofundați ceva în viața voastră sau, mai bine zis, o persoană din viața voastră care v-a adus foarte multe probleme și vă face viața dificilă. Posibil să fie această persoană să fie zilnic în preajma voastră. Ar fi bine să scoateți această energie. Pur și simplu vă spune să nu vă mai gândiți la acea persoană, să schimbați ceva în viața voastră, pentru că momentul în care finalizați, de multe ori ni se spune și cu cei care lucrez, profesorii, trebuie să învățăm să tăcem, în primul rând, din gândurile noastre. Deci, mintea, mentalul. Nu este numai să taci din gură, este să taci gândurile, să nu mai lași să vorbească acele gânduri. Și de obicei acele gânduri sunt pesimiste, negative, ne facem singur rău pentru că știm că acel ceva nu este bun pentru noi și încercăm să-l dezvoltăm din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mult, ne trezim cu dureri de cap, dar de fapt este rezultatul la ceea ce ne-am gândit, care de fapt nu a avut nici măcar o bază, în primul rând, și în al doilea rând este ceva la care noi ne-am pus problema și am mers mai departe prin gândire. Nu uitați că ceea ce gândiți atrageți. Iar ceea ce văd eu aici, voi sunteți oameni intuitivi, sunteți oameni care știți să faceți deosebire dintre negru și alb, cum s-ar zice, știți cine este o persoană care vă face rău, știți cine este o persoană care vă protejează, simțiți. Asta este la voi. Simțiți. Și în momentul în care vă dați seama de ipocrizia acelei persoane, pur și simplu nu mai știți ce să faceți, nu mai știți cum să evitați într-un fel. Dar ar trebui să o faceți. Este, la un moment dat este inevitabil, este dificil. Dar în momentul în care știți cum, asta va aduce o închidere a unei răni, va aduce ceva la care
vă pune într-o schimbare majoră a voastră, în primul rând, ca oameni. Și în plus, acest as vă dă niște conversații, niște evenimente importante în viața voastră, o ocazie nemai întâlnită. O ocazie la care poate nu v-ați așteptat pentru moment, dar în momentul în care vine această ocazie, profitați de ea. În plus, acest echilibru, împreună cu 5 de cupe, împreună cu asul acesta și acest as pe care îl avem aici, da, știu, pentru unii poate nu este chiar tocmai cea mai bună energie, dar ăsta este bilanțul vieții voastre de iubire, de căsătorie, de schimbările pe care le aveți de făcut, deciziile pe care trebuie să le luați, vă ajută să accelerați un moment de dragoste în viața voastră sau un moment de despărțire în viața voastră. Ce vă doriți? Aveți sau nu mai aveți sentimente? Este momentul adevărului. Acest as îți spune că este momentul adevărului. Ce bilanț al vieții aveți? Pentru că asta înseamnă să schimbați o energie. Ce vă doriți voi cu adevărat? Doriți să fiți în acea relație sau doriți să vă despărțiți de acea persoană? Este ceva la care va trebui să faceți un bilanț. Fie că vă place sau nu. Aceasta e energia pe care o avem. Nu uitați că sunt energii generale, dar în momentul în care vedeți această filmare, pentru cei care sunt treți într-o astfel de situație, va trebui să înțelegeți că ne luăm soarta în mâinile noastre. Și asta faceți voi aici. Magicianul asta îți spune că este soarta ta, ești tu. Iar aici, când ai o minte clară, vedeți voi, regina aceasta stă cu spatele la iubire. Ea stă față în față cu persoana respectivă. Posibil pentru unii dintre voi să fie un semn de foc. Pe cine aveți? Dar va trebui să fiți foarte clar. Poate celălalt ține în față o iubire pentru voi. Dar voi, în momentul în care nu se clarifică sau modelul în care a fost arătată acea iubire, prezisă iubire, sau pur și simplu nu aveți nimic nici de câștigat, dar nici de pierdut din această relație, luați o decizie, pentru că sunteți regina de spade aici. Asta mi se spune, e o energie extrem de puternică aici. Și e ceva la care nu vă mai uitați nici cu emoție, nici din milă. Deci pur și simplu decideți ceva pentru voi. Veți avea foarte multe angajamente în viața voastră aici, pentru că sunteți față în față cu acest rege de bâte. Și dacă voi sunteți acea persoană regină, asta înseamnă că nu aveți timp să vă pierdeți timpul. Și mai ales cu lucruri care nu au nicio valoare. Deci voi acum pur și simplu vă angajați în ceva în care vreți neapărat să mergeți cu o dinamică extraordinar de mare de a făuri ceea ce vă doriți voi. Deci nu mai stați în zadar. E o energie extrem de frumoasă. Nu mai sunteți conduse, deci nu vă mai conduce nimic sub emoție. Sunteți foarte clar în deciziile voastre. Și este ultima carte din cele 9, la bază, cum se termină. Asta înseamnă că ești propriul tău șef. Știi cine ești, știi care este puterea ta, știi cum să mergi mai departe, aprofundezi tot ce se întâmplă în jurul tău și iei decizii. Și în momentul în care iei decizii, deciziile sunt decizii bune, pentru că ești regele de bâte, săgetător, Jupiter. Deci iei niște decizii înțelepte. Mergem cu o clarificare.
eremitul, fecioară, veți deveni o femeie practică, mai practică de atât nu se poate. Veți căuta în pământ și iarbă verde, dacă este ceva care, într-adevăr, să puneți în echilibru tot ceea ce vă doriți, pentru că asta înseamnă. Vă doriți totul, dar mai întâi de toate, doriți să fiți realist, analitic. Doriți să știți despre ce este vorba. Fie că este în viața personală, de dragoste, sau fie că este în viața profesională. Va trebui să știți să faceți un echilibru. Vedeți voi la voi viața, deci spânzuratul. Pentru voi, spânzuratul aici, într-o energie a echilibrului și asul de cupe, nu este tocmai o poziție extraordinară. Pentru că încercați să vedeți lucrurile din alt unghi la suprafață, dar de fapt voi știți adevărul. Pentru că aveți asul. Regele de monede și 5 de spade. Deja s-au întors fără să vreau. Moment ce... Regele de monede și 5 de spade. 8 de monede s-au clarificat prin 3 cărți, așa că așa le luăm. 3 de monede. 3, 8, mă scuzați, 8 de monede, 3 de săbii și 9 de monede. Ceea ce înseamnă că în urma unor studii sau poate specializări la care ați depus mult efort sau poate chiar ați încercat să fie un beneficiu pentru voi, în sfârșit, după o perioadă de timp, beneficiați de acel ceva prin 9 de monede. Ceea ce înseamnă că în momentul în care ați fost supuși, să zicem, unui test sau... la universitate, facultate sau poate ați studiat, ați așteptat diploma respectivă, a fost nevoie să mai plătiți și alți bani, să la un moment dat se rectifică ceva și veți primi niște bani înapoi. Sau, posibil, pe baza acelor documente să câștigați o sumă de bani care ar trebui să vă revină de la cursurile respective sau de la stat. Deci acolo unde gândeați că este posibil că ați pierdut, că ați făcut o cheltuială atât de mare pentru acel ceva, vi se restituie. Și mai poate fi și o pierdere, în general, o pierdere materială în momentul în care vă gândiți că ați făcut acele studii și sunt nefolositoare sau pur și simplu în situația în care ne aflăm, în situația prezentă a întregii lumi, nu vor fi disponibile, nu veți lucra pe acea temă, dar veți fi răsplătit. 4 de monede. Da, este grija pentru a avea o situație financiară bună. Chiar dacă treceți prin momente în care sunt momente neplăcute, treiul acela de spade, și sunt momente financiare, având în vedere de regele de monede. Deci aveți numai monede aici. Deci de cineva, fie că este cineva care v-a pus bețe în roate într-o afacere, fie că cineva s-a angajat pentru acel ceva, v-ați dat seama de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, dar în același moment, chiar dacă doare, vă va aduce o stabilitate financiară și în momentul în care aveți regina de spade, înseamnă că va trebui să fiți foarte cinstită și cu voi și cu situația în care vă aflați. 10 de monede. Vedeți? Dumnezeu întotdeauna, deci divinitatea întotdeauna vine cu ceva să ne răsplătească. 10 de monede. Aveți 10 de cupe și 10 de monede vine numai atunci când familia este fericită. Momentul în care toată lumea este pozitivă în familie, în momentul în care toată lumea din jurul vostru gândește pozitiv, atrageți bunăstarea.
Asul acesta și regele. Da, este ceva la care nu am așteptat, dar asta este. La bază avem un 6 de monede, dai și primești. Aici veți afla un mare adevăr, dacă este vorba despre persoana cu care sunteți, pentru că avem de-a face cu luna, asul, luna și regele de bâte. Deci, oricare ar fi această zodie, partenerul vostru, veți afla ceva care v-a fost ascuns. Este supărător, dar este adevărul pur și este bine să intrați pe aceeași energie cu persoana respectivă pentru a încheia niște socoteli. Și cred că voi clarifica cu încă o carte. Voi lăsa ceea ce am la bază. Ia uitați-vă că mi-a dat răspunsul din start. Pajul acesta de săbii este o decizie pripită, este o decizie în momentul în care am auzit ceva, am luat acea informație și am avut impresia că acea informație a fost bună și de aceea mergem pe o energie a lunii de aici. Este ceva la care am fost mințiți sau pur și simplu ni s-a dat acea informație chiar de a pierde sau de a face. Deci dacă ați luat vreodată vreo informație în momentul în care ați dorit să faceți o afacere și ați luat-o de bună, persoana respectivă v-a dat acea informație intenționat pentru a pierde. Dar în momentul în care realizați acest lucru, chiar dacă se curăță tot ceea ce este și aveți și un doi de cupe și este posibil să fie dintr-un parteneriat, nu neapărat să fie dintr-o relație sentimentală. Dar încă o dată am spus-o de la început, ar fi bine să vedeți în ce bilanț sunteți în viața voastră de iubire sau de căsătorie. Acum este momentul schimbării, este momentul adevărului. Și în momentul în care am de-a face și cu acest paj, dau și primesc, este felul de a spune atât eu, dar cât și cei pe care îi ascult din afară, ar fi bine să nu comunic mai departe ceea ce aud, având în vedere că nu am analizat sau nu știu dacă în măsura în care pot să dau acea informație mai departe este adevărat. Sau cu alte cuvinte, nu ducem vorba mai departe, nu bârfim mai pe românește. Dar asul acesta sunteți judecați, poate sunteți judecați de altă persoană, poate care face parte din familia voastră și poate fi cineva din familia partenerului, partenerei din care faceți parte. Nu mai dați voie. Sunteți efectiv, pajul acela îmi spune clar că vă dezgustă persoana respectivă, deci e ceva la care efectiv nu mai doriți să mai aveți de-a face. Iar traiul acesta de spade este un fel de rana emoțională pe care ați avut-o, rana acțiunilor pripite pe care le-ați luat. Nu este altceva decât atitudinea voastră sau atitudinea negativă a persoanei respective față de voi. Deci nu este ceva la care vă așteptați. În momentul în care sunt persoane care gândesc negativ despre voi, care la rândul lor se blochează, dar vă blochează și pe voi. Și este bine să vă îndepărtați de acel tip de persoane, să nu vă mai gândiți, să faceți memoria să nu mai gândească despre acel ceva, dar nici să nu vorbiți. Nici față de altă persoană, nici chiar de partenerul, partenera voastră, pentru că asta vă spune aici. Și nu tot ce se aude este adevărat sau se mănâncă, cum se zice. Pentru că asta îmi spune, ce dai, primești, ce dai, primești. Nu este degeaba această energie. Este o energie extrem de frumoasă și asta este o energie a echilibrului, cu alte cuvinte, și a unui echilibru financiar. Reînnoiești ceva, fie că este o relație, fie că este o afacere, o situație financiară, dar după câte se vede aici, situația financiară este o situație extrem de precară.
și e posibil să se datoreze unei persoane care pur și simplu v-a dezamăgit. Dar încă o dată, acțiunile acelea au fost făcute, sunt răni care ar trebui date la o parte din cauza relațiilor voastre pripite, pentru că e posibil să fi semnat ceva care să nu-l aveți la mână sau pur și simplu să nu puteți să-l puneți la răspundere. Dar în momentul în care deja ați depistat acel lucru, este bine să înțelegeți că adevărul în momentul în care iese la realitate, pozitivitatea familiei, a persoanei cu care ești sau pur și simplu a intermediarului sau cu cine împarți acel ceva pe care îl faci afacere, business, va aduce situație financiară extrem de bună cu acest 10 de monede. Și mai ales că energia primordială pentru voi este familia. Nu uitați că familia este ceva la care mulți dintre noi ne gândim. O familie nu este neapărat o legătură de sânge. Familia sunt toți prietenii, sunt oamenii care ne iubesc și ne respectă așa cum suntem. O iubire necondiționată și noi la rândul nostru. Deci, familia, cei care ne fac fericiți, sunt oamenii care noi avem încredere în ei și ei au încredere în noi. Nu oamenii care ne-au rănit și mai ales financiar. Aici sunt persoane care e posibil să fie chiar din familie, care v-au rănit foarte mult, atât emoționat cât și la buzunar. Și haideți să mergem mai departe cu energia care vă este dăruită de la Univers pentru Raci. Ce vă dăruie Universul? Ups! Și e posibil să vă dăruiesc de la cineva cu o energie de fecioară. Sau poate în căutarea voastră veți descoperi. Help all people. Exact ceea ce spuneam. Oameni care vă ajută. Oameni care vă ajută. Deci, pur și simplu, Universul vă trimite oameni care vă vor ajuta. Este extraordinar. Tocmai vorbeam de familie și vorbeam de prieteni, că numai acele persoane pe care voi înțelegeți că într-adevăr sunt oameni care merită să facă parte din viața voastră, numai atunci vă dați seama. Deci, uitați-vă și voi cât de frumoasă este cartea. Oameni care vă ajută. Este felul de a spune, cereți ajutorul oamenilor care într-adevăr vă vor ajuta. Este felul de a spune, este timpul, să zicem, să-ți alegi prietenii tăi buni, deci ceva care într-adevăr ai nevoie, ai mare nevoie. Dacă ai nevoie în afacerea ta, dacă ai nevoie în munca ta, dacă nu mai ai de lucru, să zicem, și dorești foarte mult, dorești ajutorul lor, atunci întreabă. Pentru că momentul în care faci te conectezi cu aceste persoane, imediat devii și tu fericit și ai succes. De ce? Pentru că persoanele respective te iubesc cu adevărat și îți doresc din toată inima să ai succes. Pentru că ele te iubesc în adevăratul sens al cuvântului și nu sunt geloși pentru afacerea ta, pentru familia ta, pentru casa ta, pentru... Știu, sunt foarte puțini oamenii pe care puteți să-i întâlniți la acest nivel, dar în momentul în care cereți ajutorul persoanelor care știți că v-au ajutat sau care voi decideți că într-adevăr acele persoane merită să facă parte din familia voastră, fie că nu este de sânge, fie că este cel mai bun prieten, atunci înseamnă că într-adevăr situația în care sunteți puși va avea o transformare imensă în momentul în care apar acești oameni. Pentru că el poate fi profesional, poate fi chiar personal, în viața personală, poate fi o experiență care nu e atât de frumoasă, dar oamenii aceia vin pentru a aduce iubire, dragoste, pace. Și nu uitați că ceea ce vine, energia respectivă, vine să vă ajute ca visurile voastre să fie o realitate.
De ce? Pentru că visurile voastre sunt aceste. Vedeți voi, este 10 de cupe, 9 de cupe, un plan care să vină. Iar aici este toxicitatea pe care trebuie să o lăsați în spate. Deci ăsta este visul vostru. Oamenii aceștia vă vor ajuta. Zecele de monede. Pentru că 10, întotdeauna 10, este cartea familiei, bunăstării familiei. Și atunci când avem o fericire a familiei, atunci când avem un 10 de monede care iarăși este a familiei, ne arată că noi dorim să fim fericiți și va trebui să lăsăm, să dăm la o parte această toxicitate. Acei oameni care ne-au legat în lanțuri, care nu a contat pentru ei cine suntem, fie că suntem copiii lor sau poate rudele lor sau frați, surori, pur și simplu ne-au blocat undeva pentru că fie ideile lor, fie situația financiară sau fie chiar gelozia lor ne-a făcut să stompăm tot ceea ce noi ar fi trebuit să avem, fie fericirea personală chiar la nivel de căsătorie. Momentul în care dați la o parte această energie, universul vă promite să aveți totul. Dar faceți o curățenie, pentru că acest lucru îl face regina aici. Deci este atât de simplu și curat. Da, știu, reginei nu-i place. Regina când începe să ia o decizie, trebuie să vă feriți. Deci regina când o să înceapă să taie, și mai ales dacă sunteți voi pe această energie, deci momentul în care începe să taie în stânga și în dreapta, nu știu din 10 prieteni dacă mai rămâne unul. Dar ăla care rămâne, rămâne unul și bun. Pentru că știți că aveți încredere și asta e. Și mergem mai departe cu dorința pe care v-ați pus-o. Iar aici am cele două, deci aici sunt cele două cristale. Și să vedem care este răspunsul la întrebarea voastră. Este Onyxul. Nu. La revedere, vă mulțumesc din toată inima, ne reauzim.